Târgul de Sfântul Ilie de la Urlați este o sărbătoare cu tradiție în oraș. Nu doar localnicii, ci și oamenii din satele învecinate știu că bâlciul se organizează an de an pe un vechi slaz de la intrarea în localitate. Așa că a fost loc de distracție, iar grătarele au sfărâit încă de dimineață. Nici măcar vremea rea nu i-a alungat pe cei puși pe distracție. Bine, bine, atmosfera e ca la bâlci, specifică bâlciului. Lume multă, aglomerație, ne-a și plouat. Doar de astăzi, asta e din moș strămoș cu Sfântul Ilie. De Sfântul Ilie, când eram copil, tot la părbăream. Și se păstrează din toată tradiții. Bă, la Urlați mă simt extraordinar, mai ales că sunt dat și fac 5 minute de acasă până. Foarte bine, foarte frumos, ne relaxăm, e foarte bine. Ce v-a plăcut cel mai tare? În general, cam totul. Prețurile cam piperate, dar... Doar că dacă te deconectai de la atmosfera de relaxare și priveai cu atenție în jur, îți atrăgeau atenția condițiile de igienă. Totul la pachet, cu mocirla rezultată în urma ploii, dar care totuși nu i-a oprit pe comercianți să-și întindă produsele pe jos. Căci de mânuși pentru servirea produselor nici nu a putut fi vorba. De igienă cam lasă de dorit un pic, dar nu ne aventurăm să mâncăm de aici. Luăm mâncare de acasă. Aici nu prea avem încredere să mâncăm de la ei, că nu-s chiar igienă cum trebuie. Nu e amenajat, uitați, după ploaie, după... nu. O, slab calitative, slăbuți, dar asta e până... Asta de dorit, sigur că da. Igiena asta de dorit, sigur că da. Același târg își va deschide porțile și anul viitor, atunci când speră locuitorii din Urlați organizarea să fie una mai bună.